Cabana construită din lemn s-a aprins din senin și nimeni nu știe deocamdată de la ce a pornit incendiul. Oamenii au ieșit imediat în stradă și au chemat pompierii. La fața locului au sosit două autospeciale, iar militarii s-au luptat cu flăcările aproape două ore. Ați văzut flacără nu ceva? Nu, a sunat, a strigat cineva la vecinul, nu știu, un băiat care... Deci a cred că a trecut pătrunul, nu știu. Campingul era format dintr-o cabană principală în care se aflau două dormitoare, bucătăria și sala de mese, plus alte cinci căbănuțe din lemn. Din fericire, focul nu s-a extins și la cele din urmă, dar casa de vacanță a ars în totalitate. Proprietarul nu își poate explica de la ce a izbucnit incendiul. Nu era cazat nimeni, era închis, era gol. Asta este. Făcuse cineva focul? Nu știu dacă a fost sau nu foc făcut, nu cred că a fost, dar se putea, fiind boiler în priză ceva, să fie făcut un scurt circuit. Cabana și căsuțele de vacanță erau asigurate.